De-a lungul anilor, foarte mulți dintre cei pasionați de istorie m-au întrebat care au fost aventurile inimii celei supranumite Regina României Mari, adică foarte frumoasa și foarte inteligenta Regina Maria a României. Venită în țară la doar 17 ani ca viitoare soție a regelui Ferdinand, Regina Maria s-a îndrăgostit adânc de poporul care a primit-o cu atâtea speranțe. Farmecul ei și prezența ei de spirit extraordinare i-au făcut pe acei români care au întâlnit-o să fie mândri de o așa regină. De-a lungul celor 45 de ani pe care i-a petrecut în România, din 1893 și până în anul morții, 1938, Regina Maria a făcut nenumărate călătorii prin țară pentru a-i cunoaște pe români la ei acasă. A povestit în toată lumea și a scris pagini superbe despre poporul ei de adopție și despre frumusețea României. Dintre castelele din Munții Carpați, regina s-a simțit cel mai bine la castelul Bran. Dar probabil că locul în care regina și-a pus cel mai mult amprenta a fost castelul din localitatea Balcic de la Marea Neagră. Abia în anul 1924, Regina Maria a descoperit Balcicul, în Dobrogea de Sud, un ținut aflat azi în Bulgaria vecină, teritoriu pe care România îl primise în urma războiului balcanic din anul 1913. Îndrăgostită imediat de acest mic sat de pescar cu nume turcesc, ea l-a transformat într-unul dintre cele mai frumoase domenii de pe malul de vest al Mării Negre, cu un castel superb și cu o salbă de grădini uluitoare. Atât regina, cât și numeroșii artiști pe care i-a invitat aici au transformat Balcicul în cea de-a doua capitală regală a României, după Sinaia. Construcția domeniului regal de la Balcic a început în anul 1925. Localnicii de aici, în majoritate familii modeste de bulgari și de turci, au îndrăgit-o imediat pe regină, căreia de altfel îi spuneau Sultana. În deceniul următor, Regina Maria a petrecut la Balcic unele dintre cele mai frumoase și tihnite momente ale vieții sale. Regina Maria a murit pe 18 iulie 1938. Avea doar 62 de ani. Potrivit dorinței sale, corpul reginei a fost înmormântat la Curtea de Argeș, alături de soțul său, regele Ferdinand. Dar inima ei a fost depusă în capela castelului de la Balcic, într-o casetă de aur și argint. În timpul vieții, regina fusese o femeie pasionată și pasională. Nu numai că i-a dăruit regelui Ferdinand 6 copii, dar a avut loc în inima ei atât pentru poporul căruia i-a fost regină, cât și pentru mulți cu care viața a intersectat-o. Dar așa cum în timpul vieții inima nu i-a fost scutită de emoții, tot așa aceste peripeții au continuat și după moarte. În anul 1940, România a pierdut regiunea Dobrogei de Sud, inclusiv Balcicul. Familia regală a dus caseta cu inima Reginei Maria în castelul de la Bran. La mijlocul anilor 60, autoritățile comuniste din România au luat caseta de la castelul Bran și au adus-o la Muzeul Național de Istorie din București, unde se află și acum. Dar merită să medităm dacă acesta este cel mai potrivit loc pentru inima Reginei Maria, cu atât mai mult cu cât ea și-ar fi dorit altceva. Peste timp să reținem aceste frumoase cuvinte din testamentul reginei, scrise cu puțin timp înainte de moarte. Țării mele și poporului meu, abia împlinisem 17 ani când am venit la tine. Eram tânără și neștiutoare și am îmbrățișat o nouă naționalitate și m-am străduit să devin o bună româncă. Poate de mine vă veți aminti, deoarece v-am iubit cu toată puterea inimii mele. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și durerilor mele. Fii tu veșnic îmbelșugată, fii tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută. Rare ori un cap încoronat a vorbit așa de frumos despre țara sa. Prin faptele și prin dăruirea ei, Regina Maria, deși nu se născuse în România, a devenit una dintre cele mai demne de laudă românce din istoria contemporană a țării. Iar până la întâlnirea noastră viitoare, nu uitați că istoria rămâne cea mai frumoasă poveste.